Malurile din apropierea podului de la Malu Mare au început să se surpe după prima ploaie mai serioasă din acest an. Lucrările de consolidare cu cornier sudat, plasă de sârmă și pietre n-au rezistat în fața viiturii din urmă cu câteva zile. Localnicii se plâng că podul peste pârâul Lumașu a costat foarte mult și că a fost inutilă construcția lui. Ce s-a întâmplat cu podul? Ce s-a întâmplat, domnule, uite când plouă, rupe când plouă. Din cauza pietrei, ce pui pietrele astea? Cu sârmele și așa când putea nu se aduc naiba, parcă era podul peste prut. Mai bine lăsau podul cum era făcut și nu mai rupeau iarba, nu mai tăiau pomii, numai ca să avea protecție. Aici așa tot timpul se lasă pământul, că așa a fost de când se știe lumea. Și acum dacă au săpat ca să facă ceva modern, s-a lăsat pământul, uitați cum s-a făcut acolo așa. A ieșit nisipul pe aia, pietrele alea n-au fost consolidate de către... Consolidate bine. Da. Sunt puse de formă. Un consilier local spune că nici el n-a fost de acord cu construcția acestui pod, început în anul 2012. Deci consilierii nu știu costurile și firma care a făcut lucrarea? Am auzit despre costuri de-abia în 30 decembrie 2014, când domnul primar și doamna contabilă ne-au anunțat, pentru că au venit banii de la guvern, 20 de miliarde și 3 miliarde de la Consiliul Local și trebuia să aprobăm această finanțare. Consilierii n-au fost de acord că este o sumă prea mare. Autoritățile spun că așteaptă un răspuns de la constructor pentru ceea ce s-a întâmplat la podul din Malu Mare. Lucrarea este în curs de desfășurare. Am sunat constructorul să vină să remedieze problema. Este o lucrare mult mai amplă care cuprinde și zona aceasta din spatele și din fața primăriei. O continuăm, îi așteptăm să vedem ce răspuns au pentru ce s-a întâmplat aici. Spuneați că ați solicitat constructorului să vină la fața locului. Nu a apărut, văd că nici până acum. Îl așteptăm. Sunt convinsă. Este o firmă foarte serioasă. Sunt convinsă că va veni.